Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi, alături de noi, este un drag prieten, Mihai Laurențiu Gânj, președinte la English Kids Academy și consilier relațional în metoda de comunicare ESPERE, pentru că astăzi vom vorbi despre metoda ESPERE, vom vorbi despre Jacques Salomé și despre cărțile recent publicate în portofoliul editurii Herald în colecția Arta comunicării în relație, aceste superbe cărți. Astăzi vă prezentăm Simbolizarea și actele simbolice, o cale și un instrument de comunicare, dezvoltare și reconstrucție a sinelui. Aceasta este în ordine cronologică, aș putea spune, cea de-a doua carte publicată în portofoliul editurii Herald a lui Jacques Salomé, Valeria și Jacques Salomé, prima carte fiind tu însuți când vorbești, manual esențial de gramatică relațională. Prin postura pe care o reprezintă Mihai, acela de președinte la English Kids Academy, dar și de consilier relațional în metoda de comunicare ESPERE, iată cum putem cultiva, cum putem dezvolta relații funcționale, relații sănătoase, armonioase cu copiii noștri. Aș vrea atât o perspectivă, să spunem, educațională, dar și o perspectivă personală, pentru că tu ai să ne împărtășești lucruri foarte frumoase și din experiența ta pur personală. Iată un context sensibil din punct de vedere politic și militar, un context pe care cu toții nu ni l-am fi dorit, dar cred că în această perioadă de criză, copiii, bineînțeles și alături de vârstnici, dar copiii reprezintă o categorie foarte vulnerabilă, pentru că ei nu înțeleg de fapt ce se întâmplă. Mihai. Da. Mulțumesc mult pentru această invitație. Atunci când mi-ai propus să prezint câteva lucruri specifice metodei ESPERE de comunicare, pe care părinții le-ar putea găsi utile în acest context, și anume e un conflict și nu unul ușor, unul complicat, armat, izbucnit într-o țară vecină, acesta este contextul, ce am putea noi ca părinți să descoperim în metoda de comunicare ESPERE, pot fi concepte, pot fi instrumente de comunicare, pot fi reguli de igienă relațională, care ne-ar putea fi utile pentru a gestiona, pentru a avea grijă, pentru a hrăni o relație armonioasă sau relații armonioase cu copiii noștri. Încă de la început mă voi sprijini pe două din instrumentele de comunicare specifice acestei metode numite ESPERE. Această metodă a fost creată de psihosociologul francez Jacques Salomé și ea este o abordare pedagogică a comunicării pentru a dezvolta, pentru a crea, pentru a îngriji, cum bine ai spus, relații vii, relații calde, relații care hrănesc și ajută să dezvolte copiii, dacă vorbim de copii, partenerul în relații de cuplu, oamenii la serviciu, dacă vorbim de relații profesionale. Mă voi sprijini pe vizualizare. Voi arăta prin obiecte despre lucrurile despre care voi face vorbire. Da? Iată, un prim obiect pe care îl folosesc, o eșarfă, prin care vreau să arăt și în felul acesta să mă fac mai bine înțeles pentru a vorbi despre ceea ce în mod normal este invizibil, despre relațiile dintre noi. Și în mod specific astăzi voi arăta câteva aspecte legate de relațiile cu copiii noștri. Înainte însă de a aborda relația dintre mine și fiica mea, ca exemplu concret, în primul rând vreau să prezint faptul că este foarte important să pot să am grijă de relația mea cu mine însă, cu mine însumi. Eu sunt în această primă relație cu propria mea persoană, în care sunt dator să mă ascult pe mine însumi, să pot să simt, să pot să conștientizez
ce se întâmplă în mine, ce emoții mă traversează, ce emoții simt, ce gânduri îmi trec prin minte, etc., atunci când, iată, prin acest mic pistol de jucărie, simbolizez conflictul armat, despre care, evident, am auzit și eu ca adult, în prima zi de când s-a tras un prim foc. Deci, față în față cu această știre, sunt invitat eu ca persoană să mă ascult pe mine însă. Da? Ce simt eu? Metoda de comunicare espere invită să folosesc vizualizarea, cum spunem, e un instrument pentru a comunica, prin care să arăt printr-un obiect, de exemplu, ceea ce simt. Pot să arăt ceea ce gândesc, pot să arăt comportamente, pot să arăt evenimente care se întâmplă. E o manieră care devine foarte interesantă, mai ales în relația cu copiii, dar evident și în relațiile noastre de adulți. În momentul în care am auzit acest conflict armat că s-a declanșat, întrebarea este ce am simțit eu, Mihai. Și evident că am simțit frică, am simțit o teamă în interiorul meu, teamă pentru mine, teamă pentru familia mea, teamă pentru colegii de la serviciu, pentru noi toți ca și colectivitate. Sigur că am simțit și supărare, enervare, furie până la un moment, pentru că mi se pare foarte injust ca în 2022 cineva undeva în această lume să mai creadă că războiul este soluția. Deci m-am ascultat pe mine, mi-am arătat mie însumi prin aceste obiecte ceea ce simt, mi-au trecut prin minte aceste credințe la care ader, și anume cred în non-violență, cred în soluții care presupun pace, care presupun dialog, care presupun a sta așezați și a găsi împreună soluții care au grijă de oameni. Am făcut acest demers eu pentru a mă calma pe mine, pentru a putea eu însumi să fiu în echilibru, pentru a putea eu însumi să fiu disponibil, cuvânt cheie, pentru ca apoi, la un moment dat, să pot să acord atenție, iată, ființei mele pe care aici, după amiază aceasta, o să o arăt, ca să o puteți vedea despre ce vorbesc prin acest obiect. Și pe mine m-am reprezentat prin acest obiect și relația dintre noi prin această eșarfă mititică. Panglică. Da? Panglică. De ce fac acest lucru? Pentru că metoda espere vine alături de multe alte studii. Dau un singur exemplu. Minnesota Longitudinal Study of Risk and Adaptation, un studiu care din 1975, timp de 30 de ani, a urmărit 180 de familii, 180 de copii, 180 de părinți, timp de 30 de ani. Și la ce concluzii au ajuns? Au ajuns la următoarele concluzii. Nu personalitatea părintelui, nu IQ-ul copilului, nici temperamentul său, nici problemele de sănătate care poate au fost pe parcurs, nu acestea au fost indicatorii cei mai buni, cei mai de încredere pentru evoluția, dezvoltarea copilului, ci calitatea relației dintre părinte și copil. Această relație pe care o arăt, o vizualizăm prin această panglică, da, în mod simbolic, este cel mai bun predictor al stării de sănătate la un moment dat ulterior, pe măsură ce crește copilul, se transformă un adult, al manierei în care el poate să învețe, să fie atent la școală, să se dezvolte, să crească, să ajungă o persoană împlinită. Calitatea relației. Și atunci, în această calitate, iată, apare nevoia ca eu, părintele, să fiu foarte disponibil, să-mi cultiv disponibilitatea mea de a asculta, de a împlini ceva esențial pentru copii,
nevoile lor. Nevoile lor care sprijină viața din lor, care sprijină dezvoltarea lor. În mod specific, aici voi vorbi azi despre nevoile lor relațional. Când eu sunt disponibil pentru copilul meu, pot să împlinesc nevoia lor de a fi ascultați. Pot să împlinesc nevoia lor de a se spune, de a se exprima în cuvinte. Două nevoi fundamentale și care se împlinesc în relație și care contribuie la o relație calitativă, crescută, superioară, da, de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta. Ei, și în acest context, într-o seară, practic ce am auzit de la Ilinca? Am auzit că ea însăși, la școală, a avut dialoguri cu colegii în pauze despre acest război. Iată, o să-l arăt, o să-l exprim simbolic prin această mică jucărie. E foarte important că atunci când ascult copilul, da, și împlinesc nevoia de a fi ascultat, să pot să o fac într-o manieră activă. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă să pot să pun întrebări legate de fapte, da, cu cine ai fost, despre ce ai discutat, cum s-au întâmplat aceste discuții între voi, ce ai aflat, da? Vom vorbi despre planul faptelor. Însă, nu acesta este lucrul cel mai important. Sigur că le aflu, cel mai important lucru imediat după este ce emoții a simțit copilul în contact cu aceste fapte. Da? Ascultarea mea este activă și atunci se va direcționa cu întrebări de tipul: bun, și tu când ai auzit asta? A început un război în țara vecină, ce ai simțit? Cum te-ai simțit? Și în dialogul meu cu Ilinca, punând această întrebare, am putut să aud răspunsul ei: a simțit frică, a simțit teamă. Deja în momentul în care ascultarea mea capătă această direcționare, ce ai simțit, și chiar invitația către copil să exprime printr-un obiect ceea ce simte, apelând la ceea ce se numește vizualizare, practic creez un câmp foarte propice, ceea ce se numește în alte sisteme, cu alte cuvinte, empatie. Eu sunt disponibil, aud ce vine de la copil și mai fac o diferențiere foarte importantă. Nu confund subiectul care vorbește, fiica mea, nu o confund pe ea cu obiectul despre care vorbește, războiul care tocmai s-a declanșat. Când spun, fac această diferență, diferențierea o fac pentru că obiectivul meu este să ajut subiectul, să ascult subiectul, să o ascult pe fiica mea. În consecință, dacă fac această diferență, voi privilegia ascultarea subiectului, nu a obiectului. Nu voi petrece aici 5, 10, jumătate de oră vorbind despre război și comentând despre ce se întâmplă acolo și ce știri să auzi sau ce știri am auzit eu, și pentru că asta nu va face decât să crească emoția în copil. Odată ce am aflat faptele, pot să merg și să privilegiez, ascultând subiectul, ceea ce simte el. Și dacă vorbim de frică, să pot să o ajut să deruleze această frică pentru a înțelege în plan imaginar de data aceasta, ea ce își imaginează că îi se poate întâmpla. Și aici, sigur, dialogul este deschis. Aici poate dialogul să dureze 10 minute, 15 minute, mereu invitând copilul să aducă printr-un obiect ceea ce simte în interiorul său. În felul acesta am aflat că, sigur, este frică pentru ea, pentru viața ei, pentru viața noastră, e frică noi, ca părinți, să nu dispărăm și ea să rămână singură. Practic aici sunt fricile ancestrale ale oricărui copil de a nu rămâne singur, de a nu muri până la urmă. Pentru că da, finalmente, dacă ai tu disponibilitate să asculți copilul cu empatie, cu deschidere, într-o ascultare activă, da, se poate ajunge să copilul să-ți împărtășească lucruri foarte grele,
dar care totuși, pentru că sunt puse în cuvinte și apoi simbolizate printr-un obiect, ele devin gestionabile chiar de către copil. Frica de moarte. Mai degrabă sau mai târziu, copiii noștri ajung să simtă această frică și eu, ca părinte, îi pot fi un bun însoțitor, acompaniator, să găsească cuvintele potrivite, mediul potrivit, atmosfera potrivită în care să pună în cuvinte aceste lucruri și să le simbolizeze de asemenea. Unde se poate merge mai departe? E util copilului să îi aducem aminte un alt concept de bază: în spatele oricărei frici se află o dorință. Și practic, după ce derulăm, după ce ascultăm copilul vorbindu-ne despre frica lui, să putem să facem trecerea de la orice frică în spate are dorință. Care este dorința? Dacă ți-e frică de moarte, ce dorință este în spatele ei? Și în cazul ei și în cazul atâtor și atâtor alte ființe care teamă de așa ceva, foarte probabil că se va descoperi dorința de a trăi, dorința de a fi în siguranță, care la rândul ei poate fi simbolizată. Și e important de arătat copilului acest binom. Pe de o parte există frica, însă în spatele oricărei frici există dorința și de aici încolo, din acel moment mai departe, dialogul nostru poate să stea, să dea amploare ascultării dorințelor. Pentru că și dorințele sunt în același plan imaginar ca al fricii și dorințele cer să fie ascultate. Când copilului îi se dă ocazia, pentru că eu sunt disponibil, iată, să vorbească despre fapte, despre emoțiile lui, despre fricile lui, în cazul acesta, despre dorințele lui, el este ascultat, se simte ascultat. Da? În plus, are ocazia de a se exprima în cuvinte, de a-și pune în cuvinte ceea ce simte, ori știm că aceste lucruri sunt pe termen lung hrănitoare. Dezvoltă în copii o sumă de ingrediente, de calități extraordinare, de îi ajută să-și mențină o energie bună, o energie de care au nevoie ca să poată să învețe, de exemplu, în perioada aceasta, încredere în sine, plăcere de a fi, entuziasm de a trăi. Care dintre noi, părinți fiind, nu ne dorim ca ai noștri copii să simtă toate aceste lucruri în interiorul lor? Stimă de sine, iubire de sine și peste toate și împreună cu toate să se bucure de o imunitate naturală și de o sănătate naturală la un nivel foarte bun. Toate acestea, toate studiile recente și unele mai vechi de foarte bună calitate, ne arată că sunt posibile în momentul în care părintele este disponibil, devine disponibil printr-o, iată, ascultare de sine, simțind bine și clarificându-se în el ce simte și apoi echilibrându-se, reglându-se, autoreglându-se, să poată să îi fie de ajutor copilului. Apropo de cartea și de titlul cărții de azi, Demersurile simbolice, acesta este un demers simbolic pe care Jacques Salomé îl propune. A simboliza, iată, printr-un obiect, dorințele noastre. Ori aici, frica asta de război, frica de conflict, care poate să însemne frici de tot felul, de la durere până la frica de moarte, până la urmă să nu uităm, în spatele lor au dorințele noastre. Acest lucru de bază poate fi extraordinar în relație cu copiii noștri, pentru că sunt poarta care ne scot din a discuta în fiecare zi despre așa ceva și ne introduc într-un alt univers a discuta despre bun. Vrem să trăim, vrem să fim în siguranță. Și acest lucru se poate face practic zi de zi. Aceasta este dorința noastră și pentru ca ea, dorința, să se realizeze, știu că am nevoie de un plan, am nevoie de un proiect, da? Am nevoie de un plan, de un proiect care presupune resurse și putem să vorbim despre aceste lucruri împreună în familie. Cum arată planul nostru de protecție,
într-un astfel de context, da? Și să îl realizăm împreună pentru a putea trece de la îmi doresc să fiu protejat la realmente să fiu protejat zi de zi, azi, mâine și în toate zilele care vor urma. Acesta a fost dialogul dintre mine și fiica mea, dintre mine, mama, fiicei, soția mea și Ilinca. Și sigur, el a dezvăluit și alte lucruri. A dezvăluit și alte frici, a dezvăluit și alte dorințe. Vreau să menționez o alta care a apărut și care poate să apară. Sunt convins că mulți părinți, sau cred, bănuiesc că mulți părinți au avut această idee absolut omenească, izvorâtă din inima lor, de a ajuta alte familii, alte mame, alți copii. Nu exclud că în multe situații copiii au îmbrățișat foarte ușor această idee de a primi în casa lor o altă familie, alți copii poate. Însă discutați cu copii, vă invit să discutați cu copii, să puneți întrebări deschise. Cum te-ai simți? Practic ascultându-i într-un plan imaginar, dacă la noi în casă ar veni alți oameni, alte mame, alți copii, cum te-ai simți? Repet, e foarte probabil ca în multe situații copilul să dea răspunsuri așteptate, m-aș simți în largul meu, m-aș simți bine, m-aș simți împlinit pentru că pot să ajut. Atenție! Există și o altă posibilitate, dat fiind istoricul copilului, ce i s-a întâmplat lui la naștere, dacă au fost evenimente sau nu traumatizante, da. Lui. Contactul cu străinul poate să ascundă și alte frici. Da? Frică de străin. Este o frică irațională, poate, pentru unii dintre noi adulți, pentru că, iată, vrem să ajutăm și așa mai departe. Și poate că am fi surprinși să auzim că copilului propriu este frică de străin. Ce este asta? Acum, când este război, vrem să ajutăm. Trebuie să facem asta. Putem să, dacă nu suntem atenți și să ascultăm copilul în ce simte, trecem peste ce simte și impunem voința noastră. Rugămintea mea sau invitația mea este ascultați ce vă spune copilul. Cum te-ai simți dacă în casa noastră ar veni un străin? Dacă apare fica și ea, poate să fie derulată. Ce îți imaginezi că s-ar putea întâmpla? Și aici urmează dialogul, copilul va spune ce și cum și din nou, în spatele oricărei frici, se ascunde o dorință, în spatele acestei dorințe ale tale, va fi dialogul specific, unic cu acel copil, ce dorință se ascunde, da? Și apoi se face tranziția de la frică și doar discuție despre frică la ce dorință e în spate și să vedem ce putem să facem printr-un plan pentru că această dorință să se poată împlini. Ajutorul va putea fi acordat familiei respective, copilor respectivi, însă practic trecând printr-o etapă foarte importantă, ascultându-mi copilul, auzind ce simte el, împlinindu-i nevoia de a se pune în cuvinte și apoi însoțindu-l și ajutându-l să facă și diferențierea frică-dorință și apoi să construiască planul pentru ca dorința să se poată întâmpla. Iată câteva oportunități care sunt oferite de acest context greu, dar pe care noi părinții, în rolul nostru de părinți, suntem datori să-l înțelegem, să-l integrăm și să ne îndeplinim cu succes acest rol de părinte. Și unul din primele lucruri este acela de a oferi siguranța copiilor noștri. Da? Ori această siguranță nu o pot oferi, construi, decât dacă eu însumi sunt în echilibru, mă ascult pe mine însumi, bine și sunt într-o zonă de echilibru emoțional pentru a putea să-i fiu alături, disponibil, cu deschidere și să-i ofer resursele pe care le am în mine. Dragii noștri, îi mulțumim foarte mult lui Mihai Laurențiu Gânș, președinte la English Kids Academy și consilier relațional în metoda de comunicare ESPERE. M-am bucurat foarte mult pentru că a venit și cu această perspectivă personală
nu doar, să-i spunem, educațională sau didactică. Și așa cum tu spuneai, Mihai, cred că putem să aflăm niște lucruri pe care nu le-am fi bănuit despre copiii noștri, apropo de frica de străini. Da? Uite, într-un astfel de context, ea se poate manifesta prin reticența copilului sau nedeschiderea lui la mesajul primit din partea părinților: ce ai zice dacă am primi o familie cu copii în contextul actual, bineînțeles copilul având câteva măcar informații minime despre ceea ce se întâmplă. Cu siguranță, dacă copilul este foarte mic și are un an de zile sau un an jumate, 2 ani, da, poate că n-avem pe cine să întrebăm. Dar când copilul cât de cât conștientizează și este la o vârstă, să zicem, de la 3 ani jumate, 4 ani în sus, atunci exact, îi punem această întrebare și vedem reacția lui în ascultare, noi de la capătul nostru de relație, copilul, da, de la celălalt capăt de relație. Sigur, foarte multe, bănuiesc eu că foarte multă lume știe, dar totuși vreau să fiu explicit o altă regulă de igienă relațională, a trece de la implicit, presupun eu că multă lume știe, la explicit. Atenție, imaginile de la televizor pot să dureze foarte scurt, o secundă, două, trei, așa cum cam toată lumea la televizor spune, când sunt anunțate imagini cu potențial traumatic, impact emoțional puternic, feriți-vă copiii. Până la o vârstă destul de înaintată, o imagine văzută la televizor poate să fie șocantă și poate să rămână în minte și pe retină mult timp. Nu avem un buton nici în mintea noastră, nici în a lor, pe care să-l apăsăm și această imagine să se șteargă. De asta mare grijă și la expunerea copiilor aceste știri și, evident, mare grijă și la expunerea noastră, pentru că întrebarea este, mă ascult, la câte minute de știri de genul acesta despre război pot să duc într-o zi, fără să simt că în interiorul meu mă prăbușesc emoțional. Exact. Pentru că mă ascult și pentru că îmi dau seama de asta, eu însumi, poate ar fi o sugestie din partea mea, să am grijă să-mi limitez și timpii pe care îi aloc pentru astfel de știri și tipul de știre la care mă autoexpun, pentru că, până la urmă, rolul meu de părinte este să fiu în echilibru, să rămân în echilibru, să pot să-mi ajut copiii să crească mai departe. Dragii noștri, așa cum vă spuneam mai devreme, Mihai Laurențiu Gânj a fost alături de noi, consilier relațional în metoda de comunicare a lui Jacques Salomé, metoda ESPERE, cartea prezentată astăzi, Simbolizarea și actele simbolice, o cale și un instrument de comunicare, dezvoltare și reconstrucție a sinelui. Îi mulțumim foarte mult lui Mihai. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare, o săptămână plină de iubire. Fiți alături de copiii voștri, deschiși cu multă empatie și lectură plăcută. Da, Mihai? Recomand cartea din suflet, pentru că și prin ea vom învăța multe despre dorințele noastre de a ne menține în siguranță pe noi și copiii noștri. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumim. La revedere.